Băiemii. Întâi și întâi vreau să zic că ca un preambul. No, să nu vă simt cuvinte așa. Coana, sâna. Bineînțeles, mă, că frați, adică nu mă refer la chiar și frații care mă refer la noi, la baptiști. Nu, n-am văzut să fie din ăștia, știi, împuțiți care să ia de tine și să te, nu știu ce, știi, duminică. Fost tot frații, dar adevărul e că poate că pe unii statui forjează și să știi că no, pentru țăran, pentru omul simplu, nu? Nu e un fel de om din ăsta. Dar vreau să zic ceva. Mă gândesc la Ion Caraion. Numai Dumnezeu știe ce e în sufletul la Ion Caraion ăștia, pentru că Ion Caraion, un mare poet, era prieten cu nu știu care și cum era prieten cu Marin Preda. Am văzut aici, mi-a apărut aici când am deschis, că Marin Preda a fost așa și pediculă de KGB. A început să așa și cu KGB-ul n-avea niciun cuvânt în 80, 110 în România, anul 110. Dar apoi m-am gândit la un lucru. În 78 sau 79, rușii au făcut o stea fără nume. Și acolo domnișoara Cucu efectiv îi varsă găleata cu apă în mirul. Toi un ochi. Dacă te uiți la cea stea fără nume rusească. Iar în 83, Florin Zanfirescu, nu profesorul de teatru, ci actorul, cu trupeții lui, cheferiști, nu? Joacă o stea fără nume foarte frumoasă cu actrița Ungurai pe blond și eroiul ferește căleata cu apă din cale să nu o îmburde cineva sau cum să dă cea peste ea. Așa că nu e chiar așa exclus. Ce-a fost așa domnișoara Cucu de supărată la ruși? Bun, Dumnezeu știe mai bine cine e martir și cine nu. Băi, frate, Emi, tu trebuie să înțelegi un lucru, n-ar trebui să fii supărat. Pentru că tu ești poporul român, mai întâi de orice, știi? Adică, bineînțeles, poporul român, nu numai poporul român, e și poporul maghiar, maghiar, germani, țigani și alte naționalități, nu știu cum se zicea, sau alți. Acum nu știu că ești tu de gay, dar și ei sunt ai noștri, nu? Așa că, dragul meu, cam asta vreau să spun, vreau să spun ceva. Da, în principiu asta vreau să spun, crezi că te-a vitupit, bă? Au stat acolo, au predicat, au vorbit. Și oamenii care au venit și au vorbit, crezi că oamenii nu s-au dat seama și fratele Petrică la fel și cu soția. Da, mă. E o tragedie, bă. Aici ar fi scris Blaga o piesă de teatru, rupea târgu, bă. Deci, un om este sătuit de tatălui, părinții lui, bătrânii lui, înțelepciunii lui. Domnul, fă o biserică să fie o casă de rugăciune în sat, știi, ca la rugul aprinț. Și omul
cumva și cu sprijin soției, face economii, copiii la școli, în alte facultăți, și învață și să spetesc și n-au. Dacă mi se permite, mi-l amintesc pe Daniel, cum umbla cu poteria lui. Și nu, acum nu vreau să o iau acum iar de la început cu toată. Dar chiar m-am gândit, știi, și în biserică. Bă, frate, dacă nu era Daniel, cine o lua pe Magda? Mă refer dintre pocăiți. Pe cine mai găseai? Că ăla e un computer, mă. Are capul ca un computer. Cum ziceau de domnul Stan de la Varna, de la asta din Rei. Tata la copii, știi? Și mai mult nu știu, că acum nu. Dar uite, știi cum e? Tot căsătorii. Și Lidia. Reprezintă România, mă, Scoția, mă, dai seama. Până și generalul Bizimungu. Wonderful, cate. Wonderful. Scotland. Wonderful golf. I wonder, will we ever to go back? What do you think? I hope you all do a great things, general. So, îi zice Paul să se abagină, în Hotelul. Deci acasă vreau să zic că omul, bă, tati, nu, ăsta nu a fost un asa.